Bună ziua și bine v-am găsit la un nou video. După multe bunătăți făcute de Roxy, am zis să vă fac și eu ceva bun de mâncare, că n-am mai gătit de mult, și anume piept de pui la cuptor cu cașcaval și cu șuncă de pui pe pat de cartofi. Zic să-i dăm drumul. Vom lua pieptul de pui și îl vom felea pentru început. Așa, unde și unde, câte o crestătură. Adică nu-l tăiem până jos, doar îl crestăm. Pieptul de pui l-am ținut un pic în apă, deoarece este piept de pui cumpărat. Și l-am ținut vreo jumătate de oră în apă rece. Tramaie și toate cele care sunt acolo. Așa, acum îl crestăm. Îl crestăm undeva la un centimetru, un centimetru jumătate, cum vi se pare dumneavoastră felia mai bună, mai potrivită, dar este ceva foarte, foarte bun. Așa, tăiem. Nu-l tăiem foarte gros, adică foarte adânc, nu ne băgăm foarte mult în el, doar un pic deasupra pentru asta. Pentru asta cașcavalul și șunca. Așa. Și asta. Aici avem două, trei bucăți de piept de pui. Astea le vom pune așa în tavă. Așa. Mă duc să golesc apa. Am golit apa de pe cartofi. Am aici, eu știu, vreo 50 de mililitri de ulei. Vom condimenta cartofii. Decât cu sare și piper. Sarea și piperul întotdeauna am spus după gust. Noi mâncăm un pic mai sărat și piperat, alții poate nu. Întotdeauna am văzut niște comentarii acolo care că trebuie să pun și gramaj. Nu există gramaj la sare și piper, alea sunt după gust. Așa. Iar acum vom amesteca. Golim cartofii în tavă. Uite așa. Nu avem nevoie. Acum vom lua tava și vom așeza pieptul de pui. Cum ne convine nouă. Să și capă tot. Am 6 jumătăți aici de piept de pui. Adică 5. Scuze, nu 6. Bac 6. Mai știu să nu. M-am emoționat. Așa. Avem și bucățile astea de piept de pui care le voi pune pe aici prin gheajmă. Așa. Acum voi pune încă un pic de sare și piper de peste pieptul de pui. Uite, nu mult. Este ceva ce se face foarte, foarte repede, durează, eu știu, undeva la maxim jumătate de oră. Nu e ceva greu, e foarte bun, nu e o mâncare grea, merge ca, și ca cină, și ca la un prânz, ca felul 2. Așa, acum punem astea de o parte. De tăiat șunca și cașcavalul. Și la șuncă felile de undeva de jumătate de centimetru e perfect.
e foarte bună, sunt vreau să știți. La cascaval este o bucată pătrată, am întâiat dată. Toate. Și acum din nou, ca și la șuncă, felii cam de jumătate de centimetru, aproximativ. Puteți, pot fi și mai subțiri și mai groase. Încă am terminat tăiat cașcavalul. Urmează să facem ceva frumos. Așa, punem o felie de cașcaval. O felie de șuncă, dar cred că șunca va trebui să o tai așa în jumătate. O felie de cașcaval. Da, trebuie să nici prea gros să ajungă până în partea cealaltă, dar nici foarte, foarte puțin, încât să nu intre. Așa, iar o felie de șuncă. Încă una de cașcaval. Și tot așa vom continua cu toate. Cam ăsta e rezultatul final. Vedeți cum arată. Arată foarte, foarte bine. Voi pune tava, voi pune capacul de la tava și voi lăsa la cuptor circa aproximativ, nu știu, 30-35 de minute până se moaie un pic cartofii. Dacă nu aveți capac la tavă, puteți pune o folie de staniol deasupra pentru a se muia cartofii și voi lăsa, v-am zis, la cuptor vreo 30-35 de minute la o temperatură de 170-180 de grade. Revenim cu rezultatul final. Cartofii sunt gata la cuptor, uitați-vă ce bine arată. Așa. O să presar un pic de pătrunjel deasupra pentru o culoare. Pentru o poată de culoare. Așa, noi îi servim cu salată de ardei copt. Acum o voi face. Iau ardei, pun toți aici în castron. Așa. Am lăsat un pic la scurs deoarece l-am scos din congelator. Sunt de casă. Așa. Așa. Aici am un pic de apă. Voi pune un pic de ulei, un pic de oțet, un praf de sare, voi amesteca, bine, 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 voi pune peste ardei, voi amesteca un pic ardei și cam asta este salata. Cam așa arată și ornată farfuria. Este o rețetă foarte bună, mâncarea este foarte, foarte bună, se face foarte, foarte ușor. Ce să mai zic eu? Vă dorim poftă bună și ne auzim la un nou video. Pentru a rămâne lângă noi, vă rugăm să apăsați și butonul de like, butonul de distribuire pentru a distribui, să vadă și prietenii dumneavoastră rețeta. Să lăsați un comentariu cum vi se pare. Vă mulțumim. Noi am fost Belo și Roxy. Pa, pa!